Rusii bombardează Ucraina de o lună, iar de mai bine de două săptămâni ministrul apărării rus practic a dispărut. Sergei Șoigu, văzut ca un potențial succesor al lui Vladimir Putin din cercul său de apropiați, bine prizat de publicul rus și de obicei extrem de activ în media, nu a mai fost văzut public din 11 martie. De altfel, nici nu prea se știe cine este comandantul militar în războiul rușilor. Cert este că de 16 zile nimeni nu l-a mai văzut în carne și oase pe Șoigu și presa a început să-și întrebări. Întrebat, Peșcov a spus că Șoigu are treburi mai importante în această perioadă decât să apară în public. Acum câteva zile, Kremlinul a scos la lumină pe Șoigu în ședința Consiliului de Securitate, dar fără uniformă și într-o filmare ce pare o înregistrare mai veche. Apoi l-a acoperit s-a ca... -a, -a descoperit că documentele de la armata rusă sunt semnate de adjunctul său, nu de el. Iar acum un consilier al ministrului de interne ucrainean spune că nici mai mult, nici mai puțin, că acesta ar fi făcut un Ce este internat de mai bine de două săptămâni la un spital militar din Moscova. Cert este că nimeni nu are nicio explicație pentru dispariția bruscă a ministrului rus al apărării în plin război. Și președintele Vladimir Zelenski a reacționat la dispariția ministrului. Cauti, куди propav міністр оборони Росії. Цікаво, може, і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку.